Mama ta mi-a o zeiță în bucătărie. Cum face acest iaurt? Cine știe? Dar noi trebuie să plecăm. Avem examen la biologie azi, vă mai întâi? E destul timp pentru asta. Eu nu vreau să ratez. Am învățat tot sfârșitul ăsta de săptămână. Și ce aromă e asta? E de afine sau... Voi două n-ați învățat, nu-i așa? Nu. Se vede? Eu am încercat doar timp de 20 de minute și fiecare minut a fost agonie. Ești incurabilă. Deci, putem merge? Bine, bine. Ești atât de stresantă. N-ai pentru ce-ți face griji? Am urmărit prognoza mea și eu. Gădește vremea. Nici măcar nu am ajunge pe trotuar fără să lepească colțile. Așa că să ne transformăm în sirene nu e o opțiune. Trebuie să rămânem aici, nu putem sta aici. Am învățat toată sâmbătă și duminica pentru examenul ăsta. Relaxează-te, o să mai fie și altă. Nu e amuzant. De ce sunteți încă aici? E uragan afară. Plouă, suntem blocate. Bine, vă duc eu cu mașina. Hai, mașina este chiar în față. Haide, hai. Doar un pic de apă nu o să-mi facă rău. Haideți! Chiar nu cred că ar trebui, doamnă Gilbert. E doar puțină ploaie, Clio. Care-i problema? Clio? Clio, ești în regulă? Cum te simți? Oh, nu foarte bine. Mă simt un pic amețită și am o durere de cap și mă doare rău burta și tușesc. E foarte cald. E furnică lui ferul? Nu. Trebuie să ai febră. Așteaptă aici. De ce ai căzut așa? Nu știu. Așa m-a venit. Brilantă idee, nu? O performanță de tren. Cineva trebuie să se gândească la ceva. Și? Ai un plan pentru ce se întâmplă aici? Să mă adaptez situației. Hai să mă. Iar trebuie? Mama, nu prea cred că are febră. Ei bine, vom aștepta și vom vedea, nu? Ce e în neregulă? Ah, nu e nimic în neregulă. Stai aici și relaxează-te. Urăsc să mint, mama. Noi avem o regulă în familie. Să spunem tot timpul adevărul. Ai spus că ești sirena? De ce să mă vezi mai flexibil, ai putea spune? Da, dragă, da, și eu cred asta. În regulă. Da, da, pentru asta. Ok, pa. A fost Neil. O să sună după un doctor. Nu e nevoie să faceți asta. Sunt bine. Serios, nu e așa grav. Oamenii nu leșină fără motiv. Mai ales fetele tinere și sănătoase. Stai aici și nu te mișca. Pe de altă parte, voi două trebuie să mergeți la școală. Dar am să-i sun mai întâi pe părinții tăi.